Peste 200 de magistrați și auditori de justiție și-au exprimat susținerea față de Procurorul General al României, Augustin Lazar, într-o scrisoare adresată Ministrului Justiției Tudorel Toader. Judecătorii și procurorii semnatari subliniază că afirmațiile privitoare la sistemul judiciar emise de Ministrul Justiției pot aduce prejudicii societății în general, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional. Considerăm că, în contextul desfășurării unor anchete penale importante și cu puternic impact social, poziția actorilor oficiali trebuie să fie una echilibrată și responsabilă. Se arată în documentul Amintit. Cei 181 de magistrați și 28 de auditori și-au manifestat dorința de a găsi o soluție optimă pentru sistemul judiciar din România și l-au acuzat pe Tudorel Toader de mesaje subiective. Reamintim că respectăm pe deplin libertatea dumneavoastră de exprimare, concretizată în opiniile exprimate în declarațiile de presă și în postările pe contul de Facebook, însă acestea au neajunsul de a fi unilaterale, astfel că nu reprezintă un dialog constructiv cu sistemul judiciar. Se mai arată în scrisoarea către Tudorel Toader. Cei peste 200 de magistrați l-au invitat pe Ministrul Justiției la o întâlnire la care se discute pe larg situația din sistemul judiciar.